Un oraș din Germania ar putea dezvolta proiecte comune cu Făgărașul. Primarul municipiului Făgăraș, Gheorghe Sucaciu, însoțit de o delegație din Făgăraș, a participat zilele trecute la un schimb de experiență într-un oraș din Germania. Scopul vizitei a fost să identifice bune practici în dezvoltarea economică și comunitară, dar și să dezvolte proiecte în parteneriat în domeniul antreprenoriatului, mobilității și culturii. Alături de edilul făgărășan, din delegație au făcut parte domnul Johannes Klein, preotul Bisericii Evanghelice din Făgăraș, Cristiane Neumbart, muzicianul aceleiași biserici, și Elena Nemeș, consilier pentru proiecte europene. Această deplasare a fost organizată cu sprijinul Asociației Creștine a Oamenilor Tineri din Reid, asociație care se află în relații parteneriale cu Biserica Evanghelică din Făgăraș încă din anul 1992 și comunitatea germană din Făgăraș. Delegația română a fost întâmpinată de primarul orașului Mönchengladbach. Profilul economic al acestui oraș este similar Făgărașului, ambele localități având în trecut monoindustrie. Orașul Mönchengladbach, industrie textilă, iar Făgărașul, industrie chimică. Primarul Făgărașului a fost interesat de modalitatea prin care în Germania au fost dezvoltate noi sectoare economice, în felul acesta trecându-se de la monoindustrie la economia competitivă. În prezent, doar 7% din forța de muncă este angajată în firmele cu profil textil. Mai multe detalii despre acest schimb de experiență puteți citi și pe site-ul televiziunii Făgăraș www.tvfăgăraș.ro.